Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit. Ați putut vedea acum vreo 2-3 videoclipuri pe canalul meu, mai exact în ziua de Ignat, că am luat decizia de a-l păstra pe Jardel. Nu l-am sacrificat. Asta și la cererea voastră. Iar în primele secunde ale acestui video ați văzut încăperea unde doarme Jardel, mai exact în dușul meu de acolo. Dușul meu fiind destejar, de-a lungul timpului s-a lustruit foarte rău, să zic așa, și am luat decizia ca peste acea dușul mea să bat scândură de brad, pentru ca binecunoscutul Jardel să nu mai alunece. Ăsta este și motivul pentru care am mers la un gata din acesta, am cumpărat scândura necesară pentru a o pune peste acea dușul mea destejar, care este foarte tare. Nu vreau, Doamne ferește, ca să-și rupă un picior și așa mai departe. V-am promis tuturor și vreau să mă țin de cuvânt. V-am promis că îl voi cântări viu și totodată alături de voi i-am dat șansa de a împlini și el cel puțin 24 de luni de viață. Asta pe 10 martie 2022 va împlini 24 de luni de viață. Tot ce îmi doresc este să fie sănătos. Ați văzut, cei care urmăriți videoclipurile de pe canalul meu, că s-a constipat, am avut ceva probleme cu el din cauza hranei, mai ales a pâinei, să-i zic așa. Dar eu zic că problema este aproape rezolvată și de aceea am luat și această măsură de precauție de a monta acele scânduri peste pardoseală. Să nu mai atungim oameni buni, să mă duc să bat scândura, iar la final o să vă arăt ce a ieșit. Vizionare plăcută! Oameni buni, am intrat prin cealaltă încăpere. Ați văzut că l-am închis pe Jardel în țarcul din partea cealaltă pentru a putea lucra aici. Ne apucăm, după cum am spus, să facem podirea. Oameni buni, era bună o scândură de plop, mult mai moale decât bradul. Cu siguranță, dacă nu va avea ce face și se va pune cu gura pe ea, o va mânca, dar asta e, trebuie să-i protejăm picioarele.
cam așa arată oameni buni. Podeaua pe care va dormi Jardel. Ce să mai lungim? Haideți să-l băgăm aici. Să vedem ce reacție are. Aici este, prin această ușă, este trecerea dintre cele două încăperi, adică boxa lui Jardel și camera unde este grajdul. Nu prea îi place pe beton, oameni buni. Observați că aici afară unde mănâncă am rumeguș în permanență pentru a nu aluneca, pentru a-i amorsa, să zic așa, orice alunecare. De ce faci gălăgie? De ce faci gălăgie? De ce faci tu gălăgie? De ce mă faci gălăgie? Ți-a făcut pot nou! Da! Hai! Hai, 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 hai! Hai sus! Hai, hai sus! Hai, poți parte! Vede că este ceva nou, deja încearcă să rupă cu gura, dar și dacă va rupe, o să o înlocuiesc, altă variantă nu am pentru a-i proteja picioarele să nu alunece. Oameni buni, Jardel e plin de surprize ca întotdeauna. S-a dus până la intrare acolo în cădeață, a văzut că e ceva neregulă și nu vrea să intre. Vă dați seama că la un moment dat o să încerc să bag mai forțat, până, să zic așa, până când se duce și două tură acolo. Mă bucur că am reușit să fac acel podeț, poate nu va mai aluneca. Cam asta a fost și cu acest video. Până data viitoare, oameni buni, dacă vă place ceea ce fac și apreciați videoclipurile și activitatea mea de pe acest canal, nu uitați să vă abonați, să distribuiți aceste videoclipuri, haideți să fim un număr cât mai mare. Toate cele bune și numai bine, Doamne ajută!